Ah, tá, Akuma, tá, bravo, mano. Excelente, bravo, bravo, reușit. Reușit. Oi, Mihai. Știi ce vă spuneam eu așa? Eu mai știu așa ce înseamnă, tu cu degețelii mi-a arătat e data trecută și vreau să văd ce înseamnă pentru tine 10. Cum arăți tu 10 cu degetele? Arată 10. Arată cele două mânuți, sigur că da. Asta înseamnă 10. Perfect, perfect. Dar 20. Dar 20, cum poți să faci? Le arăți o dată și încă o dată. Foarte bine. Deci 20, hai să scriu și eu. Deci 20 înseamnă așa. 20 înseamnă o 10, cum ai arătat o dată, și încă o dată o 10. Da? Asta înseamnă 20. 10 și încă o dată 10. Da, 30, poți să-mi arăți? Ia, una, așa, două, trei, sigur că da. Adică e ridicat de 3 ori. 10 plus o 10 plus o 10. Uite că mi-amintesc și eu câte un pic. Deci de asta spuneam. Eu am dus lipsă pentru că nu mai știam foarte multe lucruri și tu, te când vii și m-a ajuns cu niște lucruri interesante. Spune-mi cât înseamnă 43. Cum scriu eu pe 43? Cu degețele, mi-arăți? Una, două, trei, patru și acum trei. Excelent, excelent. Deci e o 10. Încă o 10, încă o 10, încă o 10. Da? Și ca să nu și plus un 3. Și ca să nu scriem de 4 ori, zicem pur și simplu 4, 10. Prin 40, prin scrierea asta, înseamnă că am numărat pe cele 4 de 10 și plus un 3. Ah, deci 4 asta îmi indică zecile și 3 asta îmi indică unitățile. Da? 43. Foarte interesant este. Spune tu 78. Cum ar însemna 78? Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nu? Așa, 78, foarte bine, de 7 ori câte 10, deci o 10 plus o 10 plus o 10 plus o 10 plus o 10, da? Plus o 10 plus o 10 și încă 8. Și asta înseamnă. Stai cu număr 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E bine. E bine, nu? Ți s-a părut că sunt 8, nu? Așa mi s-a părut și mie, dar te-ai uitat mai mult atenție și ai spus că e bine. Deci, cele 7 de 10 le-am scris prin 70, 7 și un 0, 70 și plus un 8. Asta înseamnă 78. Bun. Cât înseamnă 23 plus 35? Mm. 23 plus 35. O, ce repede ai făcut, dar eu, știi, tu trebuie să ai un pic de răbdare cu mine, că eu îl iau așa. 23 înseamnă 20 și plus un 3. Da? Primul, 23. Asta a fost 23, l-am scris în două, l-am rupt în două. Plus, 35 înseamnă 30 Pentru plus că un 5. 3 plus 5 egal cu 8. Așa, și tu le-ai adunat mai întâi pe ăștia 2000 de la sfârșit, 30 cu 5 unitățile și ai zis cu 8 și pe urmă ai trecut la 10. 20 cu 30 fac 50. Și ai zis foarte repede, dar eu, vezi tu, Mihai, eu trebuie să fac mai încet așa până când înțeleg. Că nu mi-e clar așa că viteza asta mare care o ai tu. Deci tu faci foarte repede socotelele astea.
Ia să vedem cât, cu cine este egal Mihai. 27 plus 8. Ce a fost aia? N-ai făcut un 8. Ce e asta? 7 plus 8. 7 plus 8. 15. Cum? 15? 15, dar cum ai făcut, mă, Mihai? Păi, pe 8-ul, pe 3-ul ăla ar... Ducem la 7 și după aia face 10 și după aia rămână în 5 și după aia face 15. Am înțeles. 7 le spune, dă-mi un 3. Deci pleacă de la 8 un 3. Și-a făcut el 10 aici. Și ție ți-a rămas un 5 aici. Și 10 aș cu 5 a făcut 15. Foarte frumos, foarte frumos. Deci ai gândit teribil de bine și interesant și de aici am învățat și eu. 1 plus 2 plus 3 plus 4 și plus 5 și tot fac 15. Deci stai. Deci tu ai luat-o și altfel. Și 3 plus... Nu știu cum ai făcut tu aici. Mai avea o variantă. Ți dai un 2 lui 8. De la 7 și-a rămas aici un 5. Acum 5, 8 și cu 2, cât face 8 și cu 2 ăsta? Făcea 10. Deci era și o altă variantă. 10 și cu 5, 15. Deci vine 8 plus 2. 8 plus 2 care, pe care l-ai luat de la 7. Nu? Pe 7-le ăsta s-a scris ca 2 plus 5. Și am făcut 10 și cu 5, 15. Dar tu faci într-o viteză foarte mare și eu mai greu mă descurc. Mm-hmm. Vezi tu că de aici provine necazul, că eu nu pot să fac așa repede ca tine. Dar spune-mi tu că fac 27 plus 38. Douăzeci și șapte plus 38. Șaizeci și trei. Dar știi că dacă eu fac mai greu, nu te superi. De deci ce o să fac așa mai pe pindelete, mai rar, așa, să vedem dacă... Eu zic pe 27 să-l rup, așa cum știu eu să rup. Înseamnă 20 plus 7. Deci fostul 27. De acord asta. Plus, pe 38, zic 30 plus 8. Da? Asta a fost 38. Și acum e egal mai departe. Ia să văd. 30 cu... sau să le adun la sfârșit pe ăsta. Hai să mă duc la 78. Cât au făcut 78? Eu știu să fac. Am făcut mai devreme. Cât face 78? 15. 15. Adică o 10 plus un 5. Uh-huh. Și acum văd că a rămas numai 5-ul ăsta, că 78 s-au lucrat acolo și au făcut 15, deci egal cu 5. Și 10-le câte sunt, mă, Mihai? Ia să vedem câte sunt 10-le. Acum. Am o dată 20 aici. Uh-huh. Am 30 aici. 20 cu 30 cât faci? 50. 50 cu 10 de aici? Și
60, da? 60, da. Și cu 5? 60 cu 5? 60 și 5, da? Tu ai zis, nu știu de ce, ai zis 63. Ți-amintești că ai zis 63. Mm-hmm. Deci la 10 ai făcut foarte bine. Foarte bine ai făcut la 10. Ai greșit un pic, dar foarte puțin la 7 și cu 8. 7 și 8 a fost făcută, 15. Dacă aici dădea răspunsul cu 15, era perfect. 65 este răspunsul. Atunci, să facem o șmecherie, să nu mai scrim așa mult. Să așezăm unele sub altele. Uite, așa facem. 27 plus 38. Și acum, 7 și cu 8 ai făcut 15. Scriem 5, adică de la 15 scriem pe 5 și 10 asta o ducem la 10. Și acum adunăm 20 cu 30, 50 cu 10 asta, 60. Uite cât de repede ne-a ieșit. 20 cu 30, 50 cu 10, 60. Și gata, rezultatul 65. Deci, ori desfacem așa și eu am să fac și într-un fel și în cealaltă ca să văd dacă îmi dă aceeași rezultat. Spune-mi tu cât fac 35 plus 47. Faci tu, că tu faci repede și eu după aceea mă iau după tine. Optzeci și trei. Pun răspunsul tău și spun că tu ai spus asta, da? 83. Da. Cine dă răspunsul? Spun deasupra cine dă. Mihai. Da. Da? M-a spus mă, Mihai. Că el a dat răspunsul. Și acum fac și eu așa cum știu eu să fac, mai greu, mai pe... Cred mai mult timp, dar nu știu deodată. Deci 35 plus 47 egal cu, dictează-mi tu, poate știi să spui. 35 cum să-l scriu? Desfășurat. 30 plus un 5. 30 plus un 5. Plus 47, cum să-l scriu pe 47? 47... 4 și 7. Adică cum se scriu pe 47? 40, dictează-mi tu, 40 plus? 5. Plus un? 7. 7. Da? Și acum, ia să vedem, hai, cu cine este egal cu roșu, am să pun eu, pe ăștia doi. 5 cu 7. 5 cu 7. 5 cu 7. 5 cu 7 fac 13. Ia să vedem cum fac. Nu, 12. Cât? Cât? 12. Foarte bine, 12. Deci 12 face. Că lui 5 îi trebuie, lui 7 mei trebuie un... Ah, poți să fie și invers. Lui 5 ăsta mei trebuie un 5 până la 10. Și ai luat din 7 urmați 2, 12. Da, într-adevăr, 12 mi-ai. Deci aici fac 12, care înseamnă cum să scrii desfășurat 12. O 10 plus un 2. Acum poți să faci modificarea? Cât este 35 plus 47? A fost bine cu 83? Uh-uh. 82. 82, bravo, bravo. Ai făcut modificarea. Da, într-adevăr, așa este. Deci, facem și noi aici modificarea. 82. Te-ai păcăit unde? Când ai adunat pe 70 cu 5. 70 cu 5 a zis că face 13, dar a fost 12, corect. Bun. Și acum la 10 e bine? 30 cu 40 fac 70. Cu 10 de aici, 80 a zis foarte, foarte bine. Nici nu mai... Că mă fac de rușine, că fac greu
calculul ăsta. Am să depun una sub alta când merge mai repede, mai Mihai. Deci zic așa, 35 plus 47. Și am zis că depun una sub alta. Le așez așa frumos 47 de desubt ca să fie unități sub unități. Asta e la sfârșit una sub alta. Și 10 la fel. Și 5 cu 7 zici tu că fac 12. 2 am scris. Și o 10 se duce aici. Și 30 cu 40, 70. Cu 10 asta 80. 82 este răspunsul corect. Cu cine este egal, Mihai? 26 plus 47. 26 plus 47. Șaptezeci și doi sau 73? Nu știu, tu hotărești. Tu hotărești. Dar trebuie să fii foarte clar. Dacă eu spun 72, tu sari la mine. Nu, faci atât. 73. Dar trebuie să spun motivul de ce 73. 73. Că... Cât este? Ești un pic în dubiu, 72 sau 73? Hotărăște-mă și spune de ce te hotărăști. Nu știu. Păi uite așa. Aici, 7 și cu 6. Cât îi mai trebuie lui 7 ca să ajungă la 10? Un 3. Ia du-te tu 3 aici. Și ai făcut 10 împreună aici. 13. Și aici cât a rămas? A rămas 3 din 6. Atunci ai hotărât. Dacă a rămas numai 3, pui la 3, la unități. Și 10-le cât înseamnă? Ai zis foarte bine 20 cu 40, 60 cu 10, 70. Deci corect este 73. Deci corect este 73. Erai tu un pic în dubiu. Dacă ar fi fost 6 plus 6, adică dacă ar fi fost 26 plus 46, făcea 72, că 6 și cu 6 fac 12. Dar cu 7 fac 13. E dat răspunsul foarte, foarte bun. Ce să spun, Mihai? Vă spun așa că ușor mi-am amintit și eu de la tine cum stau lucrurile și nu mai am așa mari emoții. Dar acum, Mihai, am o idee, mă. Da? Da, am o idee. Oare cum aș face eu socoteala asta? Cu 3 numere, mă. Hai să văd cu 3 numere, că dacă mă descurc, nu știu aici cum să fac. Aș vrea să adun așa, Mihai. 23 plus 35 plus 40 plus 17. Hai, dacă mă poți descurca de aici, mai Mihai, să văd. Pot, în sus. Cum să fac eu? Acolo. Cum? Acolo. Acolo, păi nu sus de tot.
Deci nu peste tot. Mai întâi primile două? Și pe urmă, la sfârșit cu 17 era, da? Hai mă, să te faci pe primele două. Să dăm primele două când ne-ar da. Cât crezi că fac astea primele două adunate? Păi nu pot să văd. Oa, nu se vede? Păi da. De ce nu spui Mihai, mă? De ce nu spui mai Mihai, mă? Uite, acum vezi? Mhm, acum văd. Deci unde? Ai scris aici? 23 plus 35 plus 17. Trei numere acum. Ți-am zis să le faci și pe primele două. Cât fac primele două? Ia să vedem, 23 cu 35. 58. Așa, 58 plus 17 pe care acum îl adunăm. Am lăsat la sfârșit. Egal cu. Ia să vedem. 58 plus 17. Cinci plus 17. 58 plus 82 Hai să vedem cum ai făcut. Mai întâi 8 cu 7, cât faci? 8 și cu 7 fac 15. 15, foarte bine. Adică o 10 și un 5. 10 și un 5, așa. Acum 10 le să le adunăm. 10 asta și cu 10 de aici, cu 5 de aici, cât fac? 10 și cu 10 de aici fac 20, cu 50? 75, da? 75. Deci răspunsul corect este 75. Sigur că trebuie și scris de tine, dar o să scrii cât de curând și tu să faci calculele și astea, că e mult mai ușor pe hârtie când vezi așa cum se întâmplă. Că tu, tot ceea ce faci tu este doar în mintea ta așa. Și îți va folosi foarte mult asta. Acum, Mihai, eu iau din nou pe aceleași, dar știi ce vreau să fac? Vreau să fac așa, să le grupez. Să vedem dacă îmi dă același lucru, mă.
Adică mai întâi 23 și cu 17. Și pe urmă să las pe 35 la sfârșit. Deci iau din nou. Zic așa. Tot aceleași 3, dar zic 23 plus 17. Astea fac prima echipă. Și la sfârșit las pe 35. Și egal cu. Cât fac 23 și cu 17? Ce? Deci am spus că fac o alt fel de grupare. Nu pe primile două, ci iau pe primul cu ultimul, cu al treilea. 23 cu 17 și las la sfârșit pe 35. Data trecută l-am lăsat la sfârșit pe 17. Acum pe 35. Ia să vedem cât face 23 plus 17. Patruzeci, ești tare. 40 și plus 35? Șaptezeci și cinci. Băi, ce repede am ajuns, mă! Băi, ce repede am ajuns la 75. Același rezultat. Extraordinar. Deci poți să le cupezi cum vrei tu. Nu, n-are importanță. Când l-am luat pe primul cu ultimul. Chiar a fost mai deșteaptă ideea asta. Că mi-a dat rezultat mai rapid. Când 30 cu 7 au făcut 10. Și tu ai văzut mult mai repede 40. Asta era. Șmecherii de asta trebuie să le avem în vedere. Deci nu are importanță ordinea. Când sunt 3 sau 4 poți fi. Chiar așa. Poți fi și 4 numele. Când le faci două câte două și te așezi tu acolo și te descurci excelent. Ia să vedem, hai, pe asta dacă faci. Uite, 12 plus 17, plus 27, pardon. 27 plus 18 și plus 23. Egal cu. Deci 12 plus 27 plus 18 plus 23. Sunt 4 acum. Cum le-ai așezat tu, Mihai? Că, cum ți-ar place mai, cel mai mult? Cine? Asta nu știu. Eu 12 ăsta l-aș cupla cu 18. Fiindcă 12 cu 8 fac o 10. Iar 27 cu 23. Deci aș vedea așa echipa. 12 plus 18, o primă echipă. Și a doua echipă, 27 plus 23. Ia să vedem dacă i-am făcut șmecheria asta, cum mi-es. Ia să vedem, 18 cu 12, cât fac? 12 plus 18? 40? Ia să vezi dacă 40, poate chiar 30 mai degrabă. Că știi, 28 ai zis că face o 10 și acum 10 aceeași cu 10 și cu 10, 20 și cu 10 azi 30. 30 faci, nu 40, da? Da? Ești de acord. 30 plus 27 și cu 23? Ce? 27 și cu 23, echipa asta. 27 și cu 23... E ultima care fac. Lasă.
50? 50, bravo! Și 50 și plus 30? 50 și plus 30? Ce? Cât face? 50 plus 30? 50 plus 30... egal cu 80. Egal cu 80. Deci rezultatul total acela e de 80, măi Mihai. Ce tare chestii! Deci dacă sunt 4 de adunat, nu te sperii. Nu te sperii, mă, dacă sunt 4. Faci echipă de două câte două. Dar cu cine și cu cine grupezi ca să faci echipă, depinde de tine. Uite, Mihai, trebuie să spun că zi-mi tu ce noutăți ai aflat astăzi. Ia spune tu, ce ți-a plăcut cel mai tare de cu discuția cu Bubu acum? Ce noutăți cu care te poți, le duci și le spui la toți copii? Ai, și-o scris tu, mă. Bravo, Mihai. N-am scris eu asta. Dar? Eu n-am scris nimica. Nu ai scris nimica. Mi s-a părut că ai scris, că mi-ai arătat că e tu. Spune, Mihai, ce, când te găsești copiii acum la joacă, când o să te duci de joci copiii, ce îi spui tu? Ce lucruri frumoase ai aflat de la Bubu? Nu știu. Uite așa, am aflat cum se adună nu două numere, și trei pot să fie, sau patru pot să fie. Eu nu mă sperie dacă am de adunat trei numere. Când fac două și pe mă le iau pe cealaltul, care a rămas singur. Iar când sunt patru numere, le fac două câte două și îmi dau un rezultat. Îmi dau și el altul un rezultat și tot altul un rezultat greșit. Este foarte, foarte important asta. Deci acum Mihai spun așa, că discuția asta de astăzi a noastră a fost așa de frumoasă, așa de interesantă, încât eu am să păstrez așa ca o amintire plăcută, că oricum mi-a fost foarte dor de să mă întâlnesc și să discutăm. Și tu ai venit și mi-ai dat răspuns. Eu am crezut că tu ai uitat multe lucruri, dar n-ai uitat deloc. Ai știut foarte bine, Mihai. Foarte bine ai știut lucrurile acestea. Și vreau să vezi filmulețul. Deci după ce îl închidem, tu să stai să vezi filmulețul și să scrii după filmuleț ce am făcut socotelele astea. Oprești, pui stop. Și scrii pe caietel ușor, ușor. Te învață tata cum se face. Sau Maria te învață. Pui stop și scrii frumoase greșițile. Așa că, în momentul în care ne mai întâlnim, vreau să spui că ai văzut lecția toată, asta că ai înregistrat-o, și că ai scris pe caietel. Că tu nu poți scrii cum scriu eu în viteză. Tu scrii mai rar, mai încet. Și atunci tema ta pentru când ne discutăm, este să te uiți pe filmuleț și să scrii pe caietelul tău. Poți să faci asta, Mihai? Da! Bravo, bravo, bravo! Așa că ne oprim aici și eu spun că a fost o lecție foarte, foarte, foarte frumoasă. Și mai ales dacă o să scrii pe caietelul tău, este minunat. Este cel mai frumos lucru. Ia să vedem dacă te pricep să oprești de lecția? Te pricep să oprești lecția? Înregistrarea. Nu pot. Asta opresc înregistrare. Eu oprești înregistrarea.